Acum știți fiecare dintre dumneavoastră, sănătatea și educația reprezintă prioritățile mele. Mă bucur că anul trecut am reușit să mențin promisiunea și am asaltat toate terenurile de sport, de la unitățile de învățământ. Mai avem o restanță la Colegiul Tehnic Danubiana, pe care o vom realiza în această primăvară. Și aceasta survine după ce, în anul 2018, am asaltat curțile și aleile de acces. Și ne propunem ca de la an la an să continuăm investițiile în unitățile de învățământ, să încercăm rezolvarea problemelor mai importante care apar ca urmare a solicitărilor dumneavoastră, reprezentanții unităților de învățământ, dar în același timp ne axăm și pe proiecte mari, astfel încât elevii și cadrele didactice să aibă condiții cât mai bune pentru un act educațional de calitate. Eu consider că, din punctul meu de vedere, am acordat o atenție destul de importantă condițiilor în care copiii noștri își desfășoară activitatea, fac cursurile, iar dumneavoastră sunteți martori că fiecare unitate de învățământ a primit sprijin financiar, fie sub forma investițiilor, fie atunci când ați avut dificultăți cu plata utilităților, primăria și a fost alături de dumneavoastră. Dar pe lângă aceste cheltuieli de funcționare, să spunem noi, în cheltuieli de reparații curente, ne-am axat și pe câteva proiecte mari de investiții și aici aș dori să reamintesc proiecte care încă sunt în lucru. E vorba de reabilitarea grăinței cu program prelungit numărul 2, mungul de lumină, grăința cu program normal numărul 2, de peste 17 milioane de lei, reabilitarea și modernizarea școlii de artă Sergiu Lidache, un proiect de 6,4 milioane de lei, reabilitarea și modernizarea corpului de la Colegiul Național Roman Bodă, 9,6 milioane de lei, construirea corpului B și a sălii de sport de la școala Costache Negri, 18,4 milioane de lei, și extinderea și modernizarea școlii Carol I și construirea unei săli de sport, 16,2 milioane de lei. Vreau să vă asigur că în continuare, atât eu cât și colegii mei din primărie, vă stăm la dispoziție pentru remedierea problemelor cu care vă confruntați cu aceeași deschidere și foarte bine că, inclusiv pe final de an, am avut ceva probleme la unitățile de învățământ și am încercat să le remediem. De asemenea, vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, pe lângă problemele punctuale pe care le aveți la nivelul unităților de învățământ, având în vedere faptul că bugetul este în dezbatere publică, că și dumneavoastră sunteți locuitori ai municipiului Roman, să vă aduceți aportul cu anumite propuneri la proiectul de buget pe care noi l-am propus și de asemenea să vă stimulez să promovați și să aplicați pentru bugetarea participativă. Acolo unde inclusiv unitățile de învățământ pot depune proiecte, pot căuta susținere în rândul elevilor, în rândul cadrelor didactice, pentru ca proiectele pe care le propuneți să primească finanțare. Îmi doresc ca pentru acest an să dublăm suma alocată în bugetării participative. Mi-aș dori ca o 200.000 de lei să poată fi puși la bătaie pentru astfel de proiecte și cât mai multe din propunerile unităților de învățământ, persoanelor fizice sau oricărui cetățean interesat sau asociații să poată implementa astfel de bugete prin bugetarea participativă. De asemenea, vreau să vă informez că lucrăm în momentul de față la depunerea unui proiect finanțare europeană pe creșterea capacității administrative și încercăm pe lângă celelalte planuri și proiecte care privesc primăria în sine să gândim și o latură pe zona
informatizării și a unui management educațional cât mai bun. Și veți primi solicitări din partea colegilor mei, de aceea l-am fi invitat pe domnul Constantin Neagă să fie alături de noi. Veți primi solicitări pentru anumite date, pentru a ști să bugetăm așa cum trebuie acest proiect. Și de asemenea, începând din acest an, avem și câteva obligații în ceea ce privește colectarea selectivă. Primăria Municipiului Roman va achiziționa mai multe recipiente pentru colectarea selectivă și în acest scop am invitat-o și pe colega mea, doamna Irina Ganea, pentru ca împreună să mediatizăm aceste obligații și să încercăm încă de la nivelul unităților de învățământ să facem practic educația pentru colectarea selectivă. Eu aș ruga pe doamna Ganea în momentul de față să ne facă o prezentare a proiectului pe care noi l-am pregătit pentru dumneavoastră, după care să intrăm punctual la fiecare dintre dumneavoastră problemele care sunt și ceea ce ne propunem, practic împreună să prioritizăm investițiile din acest an. Doamna. Privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, sunt convinsă că știți de prevederile legii 132, care datează din 2019, la finalul anului. Această lege s-a completat printr-o altă lege, legea 194. Vă citesc lucrurile esențiale, dar v-am pregătit cu următoarea în fiecare coordonator de structură. Fiecare instituție publică este obligată de a stabili responsabilitatea implementării colectării selective a deșeurilor din instituțiile publice în sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega această responsabilitate către terți. Fiecare instituție publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deșeuri. Fiecare instituție publică este obligată să implementeze un program de informare și instruire a propriilor angajați. Fiecare instituție publică este obligată să încheie un program de tratare a deșeurilor colectate selectiv cu economia autorizată. Fiecare instituție este obligată să țină evidența cantităților deșeurilor colectate selectiv și să raporteze prin studiul la Agenția Națională de Securitate Medicală. Până am început, la care se făcea o dată pe lună, am început cu anul 2020, la care se face o dată la primire. Recomandarea mea este colectarea selectivă în instituție să fie făcută de un angajat propriu. Delegarea prin terț o putem face către operatorul de salubritate, numită zona 2, este vorba de SC Păsar, în momentul în care obligațiile producătorilor de ambalaje vor fi consfințite printr-un contract la nivel de județ, vă vom comunica operatorul cu care s-ar putea face această subcontractare. Dar, din punctul meu de vedere, noi ne-am convins și la nivelul instituției noastre, asta pentru că un angajat propriu face asta pentru noi, este mult mai deschis și mult mai responsabil în ceea ce face. Tipul de raportare extras din lege, eu l-am actualizat pentru instituțiile dumneavoastră, am trecut codurile și din legislația românească, dar și din legislația europeană, pentru a vă veni mai ușor la completat, am stabilit cu domnul primar funcție de corespondență pe care a purtat-o cu dumneavoastră, funcție de numărul de local în care se desfășoară didactic, al nivelurilor pe care se desfășoară didactic, inclusiv numărul de clase, un minim necesar de recipientă pentru colectarea selectivă este vorba de seturi formate din 3 euro containere de 60 de litri, un container albastru pentru cutie și carton, un recipient galben pentru deșeurile de materiale plastice și metal și un recipient verde pentru colectarea ambalajelor de sticle. Complementar, fără a duce atingerea acestei legi, și cu trimitere către legea 211, am stabilit împreună cu domnul primar, ca fiecare instituție de învățământ, indiferent de nivelul de educație, de la preșcolar până la cel liceal, să primiți din partea noastră un euro container
de capacitate 1000 de litri pentru producerea de compost. Plecăm de la bună credință că întreținerea spațiilor verzi pe care le aveți în administrare vor aduce un rezultat iminent prin producerea compostului in situ la dumneavoastră în instituție. Dacă sunt instituții care nu doresc să primească această ladă, o vom direcționa pentru instituțiile care au suprafețe ocupate cu spații verzi mai generoase comparativ cu alte instituții. Mulțumim, oricum o să comunicați cu doamna Irina și vă va prezenta și un format critic materialul pregătit. Așteptam acum din partea dumneavoastră probleme cu care vă confruntați, activități pe care să le prioritizăm și unele noi deja ne-am discutat și știm ce se va întâmpla în perioada imediat următoare, altele dacă eu o să am rugămintea pentru acele reparații curente pe care mai aveți nevoie fiecare dintre dumneavoastră, să le pregătiți pentru discuția pe care o vom avea la începutul, sau la, mai bine spus, la sfârșitul anului școlar, astfel încât pe perioada vacanței să putem interveni la cât mai multe unități de învățământ. Și începem, cum doriți dumneavoastră, dacă pornim tot așa din partea stângă, ultimul venit, primul vorbit. Da. Deci, problemele unității școlare în Școala Gimnazială Mihai Eminescu le-am discutat și în ședințele anterioare. Deocamdată așteptăm lucrurile acestea se fac în timp, e adevărat. Mulțumim pentru că sunt în plină desfășurare. Alte probleme deocamdată nu avem. Deja lucrurile care s-au făcut, s-au făcut multe într-o perioadă scurtă de timp și o să fie bine și o să fie bine. Da, pe noi ne-am propus ca până în prima oară să finalizăm igienizarea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu. Rugămintea mea ar fi pentru vară să încercăm să ne axăm puțin și pe grădință. Da, da, pe grădință. Pe grădință să facem grădinița. Da, să pregătiți. Da. Din partea colegiului Miron Costin, subcondatorul șef a unității, doamnele director sunt plecate într-o delegație. La noi, în unitate, cunoașteți foarte bine, avem o problemă foarte gravă la căminul de pe Pompan. Sperăm să ne ajutați. Noi am făcut ce am putut și cât am putut. Mulțumim pentru ajutorul dat de primărie. Dar n-au rezolvat problema. Știu, acolo a fost doar o situație temporară, septembrie, că și aceasta iarnă. Am vorbit deja cu colegii mei cum dă căldura să schimbă mântul. Dar nu este vorba de dat căldura, că nu este căldură la etajul 2 și 3 deloc. Sunt pierderi de apă. Știu, dar și acolo, consumare de gaz. Știu, dar acolo până o soluție ar fi să ne apucăm acum de treabă, dar asta înseamnă să blocăm cu totul căldura. E o situație foarte... Eu oricum am dat la colegii mei în evaluare, în funcție de răspunsul pe care îl primim de la ei. Clar că acolo trebuie făcut o reparație capitală. Eu înțeleg că dacă s-a schimbat țeava de apă, s-a rezolvat problema. Înțeleg eu, nu sunt specialist. Nu e numai conducerea. Eu oricum am rugat colegii mei și ceea ce putem să facem acum, facem acum. Restul, când vine sezonul cald, reparație capitală la tot sistemul de cald. Și, în afară de asta, am avea o rugăminte la dumneavoastră, dacă ați putea să ne ajutați anul ăsta cu o reabilitare la sala de sport de la Corpul B. Am mai făcut noi adrese referitor la această lucrare. Și sala de festivități ar trebui reabilitată, având în vedere că în acest an se împlinesc 140 de ani de la înființarea unității. Și vom avea acolo niște activități, adică mai multe activități. Da. Colegii mei la evaluare și în funcție da. De asta. Dacă îmi permiteți, eu pot să mai spun. Am avea nevoie de o șarpantă la un corp de clădire în care plouă. Noi facem reparații, intervenim în fiecare, la fiecare ploaie, de fapt, intervenim. Dar, tot la Corpul B, nu? La Corpul B, tot la Corpul B. O altă problemă ar fi o centrală sau două
una la corpul A și la una la corpul B, să înveți. Și ca o problemă așa generală pentru toată instituția de învățământ, instalația de iluminat ar trebui schimbată peste tot, nu a fost schimbată niciodată și există pericol, mai având în vedere că sunt atâtea calculatoare consumatori. Cam atâta, domnul primar. Ce se poate de aici? Bine, păi le vedem și le prioritizăm în funcție de problemele care sunt, le evaluăm și tot împreună ne consultăm care sunt ca și urgențe. Da, colegii tehnici pentru Conii, doresc să vă mulțumim pentru implicarea deosebită pe care ați avut-o în desfășurarea activității de la noi, atât pentru reabilitări, cât și pentru susținerea proiectelor extracurriculare care s-au desfășurat în unitatea noastră. Noi avem un leitmotiv, cantina. Cantina, care este o poveste care trenează de foarte mult timp și așteptăm cu nerăbdare fiecare exercițiu financiar, în care sperăm să auzim de la dumneavoastră că această construcție va fi definitivată. Știm că sunt probleme, dar totuși considerăm noi că pentru a ne putea implica și în alte proiecte pe care derulează Ministerul Educației și Cercetării, este vorba de acea masă pe care o acordă ELEGRA, noi nu putem să ne scriem pentru acest proiect, pentru că știți foarte bine că toate că avem cămin, avem elevi cazați în cămin, noi, de fapt, gătim la grădința cu program prelungit. Asta este problema presantă. Ar mai fi, ca să continui pe tonalitatea de la colegii de la Miron Costin, la grădința cu program prelungit numărul 6, grădința de pe Roman Vodă, ar trebui făcută o izolație termică a clădirii pe exterior. Păi, acolo avea finalizat lucrările la interior. Da. Ar mai fi și această problemă și atunci grădinița ar fi funcțională din toate punctele de vedere pentru că ar crește confortul preșcolarilor din incinta grădiniței și asta ar duce și la renovarea fațadei pentru că pe unele locuri fațada este deteriorată destul de puternic. Pentru corpul B al Colegiului Tehnic Petru Ponin, suntem convinși că nu se poate face pentru acest exercițiu financiar, dar va trebui introdus, cred că în anul 2022, în reparații capitale. Acolo sunt pierderi foarte mari de căldură din cauza tâmplăriei, care este deteriorată puternic, și tot ceea ce cheltuim pe gaz metan, de fapt, se duce afară în mediul exterior pe geamă. Și trebuie neapărat. A fost făcută acolo o reparație capitală undeva în 2005-2006, cred, datele pe care le-am în dispoziție, după care nu s-a înlocuit nimic, din punctul de vedere al întâmplării. Și tot în curtea de la corpul B mai avem acea clădire cu 4 săli de clasă, care noi spunem cub, la care trebuie refăcută fațada. Cam atât. Da. Să sperăm că nu vor apărea alte probleme legate de centrale, legate de instalații electrice, că acelea sunt inerente, de fapt, și le-am rezolvat întotdeauna. Vă mulțumim. Echipa Liceului Tehnologic Vasile Sav. Nu mai e secundare. Vreau să întreb cum stăm cu autorizația ISU. Deci au venit în control cei de la ISU și au rămas să vorbesc cu domnul Ursu referitor la partea de documente. La ceea ce au găsit pe teren, suntem ok. Normal ar trebui, investiția pe care ați făcut-o este foarte bună, corespunde. Normal ar trebui urmează autorizația să înceapă să ne dea și nouă autorizația. Okay. Pentru că, într-adevăr, cheltuielile au fost foarte mari. Pentru cei care nu știu, a trebuit pe o clădire construită dintr-un proiect fare să le facem partea de hidranții interiori și să folosim o ignifugare a pereților de rigips și așa mai departe. Deci, destul de complicat. Oricum, era ultima unitate de învățământ care avea fără autorizație și acum lucrările pe care le-am făcut. Sunt miște lucrurile. Mulțumim.
Da, revin, da, cu aceleași gânduri. Echipa Liceului Tehnologic Vasile Sab dorește să vă mulțumesc atât dumneavoastră personal, cât și întregii echipe pentru promptitudinea cu care răspundeți solicitărilor noastre. În cadrul liceului, anul trecut s-au făcut o serie de reparații curente, dar și de investiții. Majoritatea făcute cu sprijinul dumneavoastră, o parte dintre ele și cu fonduri proprii. Ca idee, noi așteptăm nerăbdători împreună cu cei de la Școala de Artă răspunsurile de la proiectele europene. Sperăm să obținem această finanțare europeană. Ne-ar ajuta extraordinar de mult în reabilitarea integrală a unor corpuri de clădire, absolut necesară, după cum ați văzut și noastră. Ar fi o problemă la noi, la liceu, la corpul de cămin, unde sunt locatari. Acolo ați fost și dumneavoastră, am fost și eu, au fost și domnii directori din cadrul primăriei și am observat că la grupurile sanitare este o problemă. De aceea v-aș ruga să luați în considerare, cred că deja ați făcut acest lucru, și să încercăm să reabilităm aceste grupuri sanitare. Este necesară, cred că va fi o investiție destul de mare, destul de puternică, dar este necesară pentru locatarii din acele cămine, care tot vin și ne transmit lucrurile astea. De asemenea, acolo sunt trei etaje, câte o baie pe fiecare nivel. Băile sunt destul de mari și ar trebui ceva făcut acolo. Aș mai avea o propunere privitor la instalația termică și la țevile care sunt. Anul trecut știți că am schimbat cu sprijinul nostru o parte dintre acele țevi care sunt în subsol și care sunt colmatate. În decembrie, prin fonduri proprii, am mai schimbat niște țevi, după cum vă anunțați pe noastră, dar aș interveni acolo în mod complet la schimbarea și înlocuirea celor țevi care sunt colmatate. Și automat agentul termic nu ajunge în calorifere. Putem schimba calorifere, putem schimba, nu intervenim la subsolul acelei țevi, nu reușim să facem. Și asta este pe corpul A, unde nu avem proiect european în desfășurare. În rest, ținem legătură. Acum apar probleme oricum, mai venim cu solicitări, dar în mare vă mulțumim pentru... Da. Voi trimite și la evaluarea acestor țevi cu același răspuns ca la colegiul tehnic Milon Costin după finalizarea sezonului rece, ca să nu perturbăm acum activitatea. Și vom încerca înlocuirea totală a celor țevi, astfel încât să avem o eficiență energetică cât mai mare. Legat de băi, știu despre ce este vorba, așa cum a spus și dumneavoastră, am fost și eu prezent acolo. E o investiție mai amplă, în condițiile în care vrem să facem aceste băi funcționale în totalitatea lor. Adică să poată fi folosite și ca toalete, și ca dușuri, și să creăm și o zonă de depozitare, pentru că ați văzut acum în dușuri, dușurile sunt practic folosite ca și depozite de diferite materiale de către locatari. Într-adevăr, evaluarea am făcut-o, este destul de însemnată și vom încerca măcar în etape. Vom vedea în funcție și de resursele financiare pe care le vom avea în momentul în care vom definitiva dezbaterea pe buget. Dar luați în considerare că cel puțin un nivel în acest an se va reabilita și îl vom face așa cum trebuie, adică toalete, zona de lavoare, dar și zona de duș. Și vom încerca să creăm și niște spații suplimentare pentru a-și depozita locatarii de acele materiale. Mulțumesc. Școala Alexandru Mulț, dar singura problemă în comandă, dacă nu știu că ajuta, în ceea ce privește modernizarea și completarea, de cum vedem în programul anul altă. Și la celelalte unități școlare, pentru că ne-am reformat. Tot în care s-a
asfaltat, gardurile marcat, porțile. Și mai avem la școala de azeară, avem stăjarul, care este foarte de. Și ramurile sunt cam împrăștiate. Ar trebui, la primăvar, poate toaletat mai serios. Acum, acum e perioada de toaletă. Da. La școală știu că e venit adresa din partea dumneavoastră pentru marcare terenului, așteptăm vremea să fie potrivită pentru o... Da, se rezolvă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru terenul scolului care a fost investiție în modern de gură, poziție care, prin partea noastră, ridică două probleme, din momentul spăritul se pot face efectivă reparații, și a doua, în general, banii publici pe care se strânge greu, dar de rău sunt de aceste lucruri. Dacă e cu putin să îngădise să mă consult și cu consiliul dumneavoastră cu privire la scară de acces la etajul nostru. Da. Păi aia ce am vorbit, pe unul în casă. Vreau să mulțumesc și eu domnului primar și echipei dumneavoastră pentru contribuirea care a răspuns cu fiecare dată la solicitările școlii noastre. Și am o listă mai mare, e adevărat, dar în funcție de posibilități sunt povești dumneavoastră în descriptivă în continuare. Aș începe. Șarpante de viață de Andoma, unde deja au văzut scrisuri și deja au grezeală pentru învățământ în casă. La grădinița Darubeana avem nevoie de pite de gătit. Nu a fost schimbat de 50 de ani. Avem și la cantină. Asta e da. Separat de pitele alea două, da? Nu am mai nimic tot aceea. Bun, dar avem, oricum, alea da. Avem da. Deja, le bugetăm, alea le considerați să rezolvăm. Reabilitare în sala de sport nu a fost reabilitat de 50 de ani. Instalația de iluminat, corpul A, C, sale de sport și cantina. În măsura posibilităților înlocuirii centralei termice, care sunt mari consumatoare de gaz și consumul 1 miliard de lună iarna, la reabilitarea unui grup sanitar la corpul D, care nu mai este funcțional, iar la cantină, în măsura posibilităților înlocuirea ferestrelor. Deci am termopar. Vă mulțumesc. Cu de sport, pentru toți sprijinul. Dar pe finalizăm săptămâna asta. Și aratul foarte bine și totul așa. Pentru corpul de unde sunt mari probleme, sperăm că se va aproba proiectul, pentru că deja se depreciază din ce în ce mai rău. Da. Și, la grădinița cu program prelungit, unde deja ați reabilitat, s-a făcut, pentru partea interioară, la instalație electrică, încălzire, pentru că sunt instalația veche, instalația electrică nu face față și centrala, pentru centrală economică, cea mai veche din tot ce avem în zonă, pentru că nu suportă nici măcar un termostat. Nu, nu, e o formă în aceea în care nu se poate atașa măcar un termostat ca să ne putem face reducere. E un consum foarte mare, foarte mult o timp la gaz, ce spunea domnul director de un miliard de nu știu ce și noi ne ducem la jumătate de centrală. La fel și cea de la corpul B este veche, dar măcar aici avem termostate și reușim să le aplicăm. Asta e la grădiniță. La corpul A și B, noi, pentru că suntem un proiect, n-am beneficiat nici de asfaltare, nici de asfaltare, nici curți. Dar nu asta ar fi problema. Și garduri sunt prinse în proiect. Dar avem, în ultimul timp, probleme cu iarba înființată după amiază mai de seară, grupuri de copii. Eu am anunțat poliția, deja am mai găsit pe camere. Bun, dar așa reparații curente putem să mai facem, dacă sunt probleme cu sparg geamurile, au furat să ducă la fierbec și gratii cele care sunt pe canalul celălalt de pluvială. Și
mai mult, cred că măcar pentru amiază, dacă ar trece o patrulă, să nu veneam din poliția locală sau din ce știți dumneavoastră, ca să simtă ei că mai sunt controlați. Că noi sâmbătă duminica special, pentru că vinerea sunt colegii, avem ore până la 6, nu prea mai. Dar sâmbătă duminica obișnuiesc și din și dacă mai aveți nevoie de reparații din astea punctuale, dați-ne exact cum mai trebuie. Da. Asta, reparații mici putem să le facem, nu avem voie investiții. Da, dar la asta m-am gândit aici ca să ieșim acum din situație. Că după ce sunt am mai avut, am mai contract la poliție, deci cumva am mai scăpat câte o perioadă. Dar uitați, acum am găsit iar geamul spart, la grădinița cu program normal, ați spus de toaletare, au și nevoie ca o cuia, cea de pe Catarina Teodorului, grădinița 4. Ori a intrat în poliție cu Buiară. Sunt atât de frumoși și eu pierdea un filtru atât de bun pentru geam. Tine să știi că doar ce vor să fiți pe geam. Nu știi că cei mai reușiți cu ea din oraș. Dar toaletat nu trebuie. Nu știu cum o să arate cu ea toaletat. Sunt specii care se pretează, sunt specii care nu se pretează. Iar ele sunt cel mai bun filtru. L-am transmis de acolo, am prima solicitare toaletare. Și cu partea electrică, într-o parte a grădinii, nu mai funcționează, nu știu ce se întâmplă, dar poate să trece. Dați-ne o... Da, vă fac. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, pentru ultimele investiții de la sfârșitul anului. Chiar au avut un impact asupra copiilor. Ca și probleme care mai sunt, e destul de multe. În primul și în primul rând, dacă ați putea să ne ajutați cu reabilitarea sălilor de la parter. Noi, prin fonduri proprii, am reușit să reabilităm o sală. În momentul când am scos parchetul, am rămas profund. Deci găuri în șapă, cât gura la căldare, se vedea pământul. Noi nu avem nicio. Și automat, din punctul ăla, se întâlnează apă și miros din ce gai și așa. Reabilitarea se referi doar la parte. Da, da. Bun, ăla la ambriu trebuie să-l dăm afară. Da, da. Aici, la parte, avem și grupuri de grădiniță. Știu? Copiii mici care... Știu. Ok, dar poți să intrăm în bar. În bar, da. În bar, da. Da, ok. Iarăși, o altă problemă, instalația termică, centrală. Are peste 20 ceva de ani. Randamentul ei e foarte scăzut. Facturile sunt fantastice. Caloriferele stricând îi școala. Scoala de fontă. Scoala de fontă, da. Am mai schimbat știu că pe corp. Am mai schimbat asta pe fac. Dar schimbăm într-o parte, se împrundă în alta. Și să mai pleacă mizeria dintr-un calorifer în altul. Am avut o dată o evaluare la dumneavoastră. Vă acum investiția e destul de... Da. Iarăși avem niște magazii în exterior. Sunt acoperite cu carton bituminat. Am mai încercat noi să le mai cărtim, să mai... Dar tot se infiltrează. Nu putem depozita absolut nimic acolo. Deci orice am depozitat... Jarcun, o șarpantă, ceva, niște table eventual pentru magazin, alea sunt destul de joase. Sunt mai cu copii pe ele și mult sunt sigur că vă dați seama că, sincer, manualele chiar nu mai avem unde să le ținem. Le ținem prin sala de sport, prin bibliotecă, dar nu mai mica. Acolo era locul unde depozitam. Okay. Și iarăși, o problemă foarte mare, dacă ar putea să ne prindem și pe noi în proiectul o sală de sport, asta ar fi, dați mă, suntem vreo 50 ceva de copii, în caz de o activitate, avem o deschidere de an, când e vreme era, nu putem... Sunt sincer cu dumneavoastră. În momentul de față, anul ăsta se țin sigur, nu? Nu, dar să... Da, pe... Uite, cine... Anul ăsta intrăm cu CRV-ul, la Compania Națională de Investiții și dacă e următoare, o depune în funcționare. Dar poate să fie și modulare, nu neapărat construcție liberie sau... Pe noi, de asta. Au ei proiectul tip. Da. Ok. La Roma, poate problemele pe care le-am avut, le-am rezolvat și cu ajutorul dumneavoastră și vă mulțumim pentru asta. Așteptăm cu interes aprobarea proiectelor și pentru corpul de, cred că acolo e problema cea mai
stresantă. Și pentru noi și arăcitul și toate așa și dacă și sala de sport, e mai mult decât mulțumesc. Da, sala de sport e depusă la Compania Națională de Investiție. Am primit deja studiul TOCO, am realizat studiul GEO, așteptat rezultatele primele și partea și sperăm anul să se vedem în lista sinteză. Eu mi-aș dori să finalizăm acolo în zona terenului de volei, unde am asfaltat, să venim cu înspre clădire cu partea de pavaj. Închidem la fel. Da. Nu, le prindem. Da. Ori într-o vacanță, ori vedem, da. Poate în vacanța e la Paște. Poate le facem. Școala gimnazială Vasile Alexandria așteaptă finalizarea celor două mari lucrări de investiții pentru care mulțumim foarte mult. Și în plus, față de ceea ce se realizează, ultima vizită a DSP-ului la grădinița cu program prelungit numărul 5, care este structura unității noastre școlare, trebuie să înlocuim sistemul de ventilație de la bucătărie, care este foarte vechi de când s-a construit grădinița. Iar bunicii care așteaptă copilașii la clasa pregătitoare solicit montarea unor bănci în interiorul curții, tot la grădinița cu program prelungit numărul 5. În rest, reparații curente pentru vară. Nu e discutăm. Rugămintea mea pentru bănci să-mi faceți o solicitare. Da. Mulțumim. Ai fost puține solicitări. Da, o să încercăm să le prioritizăm. Unele chiar vor intra din acest an. Până la urmă, la fel ca la fiecare dintre noi acasă, nu? Să ne propunem an de an să mai realizăm câte ceva. Da, și eu îmi pun mari speranțe în proiectele astea europene, pentru că reprezintă investiții majore și semnificative. Pentru celelalte, o să încercăm să găsim soluții, încercăm să le remediem. Să îmbunătățim păcătă posibil. Nu uitați că vă așteptăm cu propuneri pentru celelalte capitole din buget, nu numai partea din învățământ. Pentru că, așa cum spuneam și dumneavoastră, sunteți locuitorii Romanului. Și mai mult decât atât, încă o dată vă provoc pentru bugetarea participativă și puteți veni inclusiv cu proiecte care să includă unitățile dumneavoastră de învățământ. Proiecte care să implice chiar și copiii și să le inoculăm încă de mici spiritul acesta civic și de implicare civică în viața comunității noastre. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Mult succes și în semestrul 2 și pentru orice probleme vă stăm la dispoziție pentru a remedia și pentru a vedea în sprijinul activității noastre.